Nevoia tot mai mare de sprijin pentru poporul turc, greu încercat în urma cutremurelor devastatoare, a determinat autoritățile române să mobilizeze și să trimită noi echipe ROUSAR a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Majorul Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolii Sumsălaj, ne-a declarat. Luând în considerare acțiunile autorităților române de monitorizare continuă a situației aflate în dinamică în Republica Turcia, puternic afectată de cutremure și, totodată, în baza comunicării permanente avute cu autoritățile turce, care solicită în continuare asistență internațională prin intermediul mecanismului european de protecție civilă, mai precis, nevoia de echipe de căutare-salvare, în vederea sprijinirii eforturilor de combatere a efectelor negative ale seismelor, astăzi, 8 februarie 2023, cu aprobarea președintelui României, premierul a convocat în sistem hibrid Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Hotărârea nouă adoptată prevede următoarele: suplimentarea acordării de asistență internațională pentru Republica Turcia, care constă în mobilizarea și trimiterea unei noi echipe ROUSAR a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate pentru utilizarea acestora de echipa de căutare-salvare urbană, care desfășoară acțiuni de intervenție pe teritoriul Republicii Turcia în cadrul mecanismului de asistență umanitară internațională, abilitarea Ministerului Apărării Naționale de a desfășura misiuni pentru transportul personalului, mijloacelor și echipamentelor altor state care acordă sprijin Republicii Turcia sub egida mecanismului de protecție civilă al Uniunii, care nu dispun de aceste capabilități la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Menționăm totodată că, alături de personalul specializat de căutare-salvare ROUSAR din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la misiune va participa și 2 medici, 2 și 2 asistenți din cadrul UPUS MUR București, personal specializat cu echipe canine format din 4 reprezentanți cu sprijin canin din cadrul Clubul Câinilor Utilitari, respectiv 2 ofițeri de legătură din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.